Hristos a înviat. Sunteți vivi, v-ați trezit, se vede. Continuăm diagnoza de aseară și o să fac două întrebări care nu sunt confortabile. Vă rog să ridicați mâna sus cei ce sunteți botezați în apă. Ok, un pastor nu-i putea. A doua întrebare, vreau să ridicați mâna sus cei ce sunteți botezați în apă și vorbiți în limbi. Mulțumesc. Războiul continuă. Te afli într-un conflict în care trebuie să muți împărăția de la Satan la Dumnezeu. 1 Cronici, cuvântul Domnului spune: în numărul oamenilor înarmați, 1 Cronici 12 cu 32, pentru război, iată numărul lor care s-au dus la David în Hebron ca să treacă împărăția deasupra domniei lui Saul după porunca Domnului. Împărăția continuă să fie într-un duel, Satan și Dumnezeu. Fie ești reprezentantul celui rău ca Saul, care vine din când în când peste tine un duh necurat, nu uita, chiar dacă ești botezat în apă, există riscul ăsta, fie ești reprezentantul lui Dumnezeu și peste tine coboară Duhul lui Dumnezeu. Nu există neutralitate spirituală în lumea demonilor. Nu există m-am botezat, las că dorm pe ureche, fac ce vreau. Nu există. Și acum îți fac o dedicație, și anume, din fiul lui Isahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă, versetul 32 în Israel. Tu pricepi ce se întâmplă la sala ta de studiu? Tu pricepi ce se întâmplă în clasa ta? Se spunea aseară foarte clar. Rata suicidului în generația preadolescenților și adolescenților crește în fiecare zi. Tu nu ești chemat să fii doar un robot inteligent, să transmiți niște informații. Tu trebuie să te pricepi, să înțelegi vremurile. Au trecut vremurile în care să mai traducem cântări, e vremea să le compunem pe genunchi, în lacrimi. Trebuie să pricepi asta. A trecut vremea în care să furi din America informație, copyright încălcând legea, și să vii și să o transmiți ca un robot. A trecut vremea asta. Nu mai e vremea în care să iei cântări, în care continuu se repetă o silabă sau un cuvânt și aproape că nu înțelegi nimic din ce se spune acolo. E vremea să începi să transmiți un mesaj prin cântările pe care tu le accepți la închinare. E vremea în care atunci când mergi într-un grup de studiu, atunci când ești în mijlocul unor oameni care trebuie să audă cuvântul lui Dumnezeu, tu trebuie să fii vocea lui Dumnezeu. Lângă tine intră drogați, tu nu știi. Lângă tine intră drogurile prin apropiații tăi, tu habar n-ai. În locul în care tu te închini la studiu, intră fete care au gânduri suicidale. Cine se află asta? Ne vom ruga în această rugăciune și vă spune Domnului, te rugăm, Doamne, dă-ne Duhul lui Isahar, care e Duhul lui Dumnezeu, să pricepem și să înțelegem vremurile în care ne aflăm. Nu e vremea să infuzăm sau să împrumutăm din lumea europeană și din lumea americană, pentru că noi nu vrem să punem în loc de biserici garaj pentru biciclete. Noi vrem bisericile noastre să fie pline cu tineri dedicați, cu tineri plini de Duhul Sfânt. Nu vă inspirați dintr-o lume care a eșuat și care a falimentat, pentru că Spurgeon nu e în viață, nici Billy Graham. E generația ta, trebuie să pricepi vremea în care te afli. Să știi că în societatea în care ne aflăm noi, dacă n-ai un duh profetic peste tine, îți scapă printre degete. Eram la o seară de tineret la Betania Rare și aici prezent și e martor. Și am încheiat slujba și am anunțat cine va mulțumi la final pentru slujbe. Am dat și numele, se transmitea totul live. M-am retras de la Amvon, pentru că era pandemie, atunci urcasem la Amvon să fim la distanță față de ceilalți. Și Duhul Sfânt mi-a zis, Caleb, tu nu închei slujba acum,
Pentru că aici e o persoană care are gânduri suicidale. Rețineți că se transmitea live și mi-a asumat riscul să fiu calomniat. Și 2 săptămâni am fost pus sub semnul întrebării, chiar de un an, și a zis slujitor. S-a terminat rugăciunea, am mulțumit fratele că n-am putut să-l întrerup și am zis, noi nu plecăm de aici. Pentru că în sala asta este o persoană. Duhul Sfânt, prin dar de cunoștință, nu mi-a zis dacă e băiat sau fată. Este o persoană care are gânduri suicidale. Care a zis că dacă în seara asta nu facem o rugăciune specială pentru această persoană, în spatele clădirii noastre, la o distanță nu prea mare, există niște căi, niște linii de cale ferată. Și și-a propus că se omoară. N-am primit asta informația, doar că vrea să se sinucidă. Mi-am asumat riscul, n-am întrebat live-ul. Ne-am rugat pentru persoana aceasta. Nimic nu s-a întâmplat pentru durata 2 săptămâni. 2 săptămâni m-au privit oamenii dubios, interesant, și au zis, ăsta e carismatic, ăsta e fanatic, ăsta e, nu știu ce mai zis, nu mă interesează oricum ce zic oamenii despre mine, mă interesează ce zice Duhul lui Dumnezeu despre mine. La fel vreți și voi? Doamne, ajută-ne! După 2 săptămâni în biroul pastoral a intrat o tânără. S-a așezat pe scaunul de consiliere și a zis, frate, că le vă amintiți că acum 2 săptămâni v-ați rugat pentru o persoană care a avut gânduri suicidale, eu sunt. Mi-a zis, mi-am propus că dacă nu se roagă nimeni pentru mine, pentru că am o depresie acută, nimeni nu mă înțelege, familia nu pricepe prin ce trec, am o traumă personală, am un complex adânc, am o mare problemă, nu reușești nici cum să mă măriți, spunea ea, avea problemele ei. Și pentru că v-ați rugat, eu sunt aici. Slăviți să fie numele Domnului. Cui să-i descopere Duhul Sfânt că un băiat a început să ia pastilele și le are în buzunar, dar încă nu le-a consumat? Cui să-i spună Duhul Sfânt să-i pui mâna pe buzunarul lui și să-i spui așa, vorbește Domn, vezi că în buzunarul tău stâng ai ceva interzis. Eram la Biserica Betania într-o zi de jertfă, într-o zi lungă, împreună cu un grup mare de 350 de cântăreți aproximativ și Duhul Sfânt a strigat printr-un proroc autentic, vă dau și numele, că aici sunt niște lideri de la fratele ăsta din biserică, fratele Gavrilă Vaida din Cășeiu. Și Duhul Sfânt a zis, așa vorbește Domnul, tu care ai intrat cu substanțe interzise în clădirea bisericii, trebuie să te predai lui Dumnezeu. S-a terminat rugăciunea aceea și s-a ridicat la cântare un frate. A zis câteva cuvinte și un bărbat a ridicat mâna și a zis, eu sunt, am droguri la mine. Eu sunt aici. Se transmitea live. Camera nu era pe el, bineînțeles, pentru că trebuie să avem înțelepciune. Să știți că suntem generația în care nu mai putem fi relevanți prin lucruri trecătoare, adică doar prin șocuri, prin show-uri, prin lumini, prin faptul că facem cinema în biserică, prin faptul că imităm lumea și suntem ca lumea. Noi trebuie să fim ca și Hristos. E generația în care trebuie să mutăm, trebuie să mutăm focusul de pe Saul, de pe Saul din Tars, care a fost altădată, și să-l mutăm pe Sfântul Pavel, care vedea prin Duhul, s-a uitat la Enea și a văzut că are credință. Cum vezi tu că bărbatul acesta paralizat are credință? Pavel zice, Sfântul Pavel, am în mine Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să coboare Duhul lui Dumnezeu peste fiecare dintre noi. Să nu mai lucrezi la lucrarea de tineret până nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Retrage-te o vreme, intră în post, în rugăciune, caută fața lui Dumnezeu, strigă după prezența lui Dumnezeu, spune-i Duhului Sfânt, Duhule Sfinte, arată-mi care e darul pe care vrei să-mi-l dai. Se spunea aseară, nu-i suficient să vorbești în limbi, trebuie să ai dar de descoperire. Generația asta nu mai poate fi salvată. În momentul în care merg pe holurile școlii și văd un băiat care nu are nimic cu Dumnezeu, dacă îi spun doar ești un așa, n-am niciun efect. Când îi zic, unde e băiatul ăla cu care ai ieșit aseară în privat și ce ai făcut acolo, imediat începe să tremure, imediat îi zice, da, ceva s-a întâmplat, de ce? Duhul lui Dumnezeu îi descoperă starea lui. Noi nu suntem într-o lume în care să înțelegem că e suficientă informația, nu e suficientă informația, este necesară, dar nu e suficientă, nu e suficientă informatizarea, nu e suficientă ideea că ai capul plin, știi foarte multe informații, trebuie să știi unde să le așezi, Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin tine, ești reprezentantul lui Dumnezeu în sala ta de clasă. Ești reprezentantul lui Dumnezeu în grupa ta de studiu. Nu mai lăsați în grupa de studiu să fie jocuri, să fie avioane aruncate prin săl de studiu, inadmisibil. Acolo trebuie să fie prezența lui Dumnezeu. Există ieșiri, există tabere. Da, suntem relevanți, socializăm, nicio problemă. Dar dragilor, când suntem la studiu cu Biblia în mână, acolo trebuie să fie Duhul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie săgețile Duhului Sfânt în inima ta. Generația aceasta nu mai așteaptă povești. Are capul plin de pe internet și dacă vrea ascultă miliarde de predici.
predici mai bune decât ale tale. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Este cineva aici care zice, da, am mai multă nevoie de Duhul lui Dumnezeu, ridic mâna. Și zic, Duhul Sfinte coboară peste noi. Generația aceasta nu poate fi eliberată. Vreau să mai spun ceva. Am consiliat câțiva băieți care au fost dependenți de droguri. Știți când au scăpat de droguri? În momentul în care Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei. Când Duhul lui Dumnezeu i-a botezat și au început să vorbească în limbi. Bucuria botezului cu Duhul Sfânt a fost mai puternică decât euforia generată de consumul de droguri. Au scăpat în numele lui Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Generația voastră este o generație care va fi relevantă atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează cu putere. Vreau dintre voi în fiecare biserică să crească Dumnezeu proroci. Ziceți amin. Să ridice Dumnezeu mesageri ai săi. Să fie mesajele lui Dumnezeu autentice în casa ta, în familia ta, în grupa ta de studiu. Să mergi lângă oamenii disperați și să le spui, există posibilitatea Hristos să te elibereze. Nu sistemele medicale, nu centrele de detoxificare sunt suficiente. Duhul lui Dumnezeu să coboare. O să ne rugăm special ca Duhul Domnului să coboare peste fiecare dintre noi. Am să vă spun ceva, dacă noi nu o să activăm lucrarea Duhului Sfânt în bisericile noastre, nu mai are cine. Nu așteptați, înțelegeți vremea, nu mergeți pe partea aceea sceptică în care să nu credeți nimic, pentru că o să rămâneți cu bisericile goale și cu oameni pe care îi aduceți doar pentru show și vă pleacă apoi și nu-i schimbă nimic și viața lor nu este transformată din interior spre exterior. Țineți bisericile după cuvântul lui Dumnezeu. Lăsați cuvântul Domnului, Duhul Sfânt a strigat aseară. Creați garduri! Creați garduri, există lacuri ale compromisului, există lacuri ale centrelor creștine, unde merg și fac ce vor și au o gândire periculoasă la suprafață, totul e frumos, dar îi lasă cu concubinaj, îi lasă cu curvie, îi lasă cu imoralitate, îi lasă cu pornografie, îi lasă cu masturbare. Nici o problemă, doar să ne cânte la noi acasă și la noi în biserică, să nu găsim prin cluburi. Nu-i permis așa ceva, sâmbătă seara să mergi în club și duminică dimineața să pui mâna pe instrumente și să pretinzi că tu cânti laudele Domnului. O, Duhule Sfinte, eliberează, eliberează, transformă, binecuvintează. O să intrăm în această rugăciune, fiecare se roagă. Cere pe Duhul Sfânt peste tine, în primul rând, îl cer pentru mine, cere peste casa ta, peste toți membrii familiei tale, cere pe Duhul Sfânt să pricep vremea în care te afli. Duhul lui Dumnezeu are un plan special, vrea să facă o trezire, nu poate altfel decât prin noi și printr-o aplicare corectă față de Duhul lui Dumnezeu. Rugăciune, post, citirea Bibliei și Duhul Domnului să lucreze peste noi, ne rugăm cu toți. O, Doamne, glorie ție și prezent.